Situație fără precedent în Mehedinți, investițiile sunt blocate în acest moment, iar salariații Consiliului Județean riscă să nu-și primească banii. Asta după ce prefectul a atacat în contencios bugetul propriu al județului. În tot acest timp sunt acuzații grave în cadrul administrației publice locale. Președintele Consiliului Județean acuză o politizare evidentă a instituției prefectului. După ce și-a numit finul în funcția de prefect, Virgil Popescu, președintele PNL Mehedinți, dă comenzi politice irresponsabile pentru a satisface seta de putere, susține Aladin Georgescu. Peste 2000 de angajați ai Consiliului Județean Mehedinți, dar și a instituțiilor subordonate, nu își vor primi salariile la timp. S-a ajuns în această situație fără precedent după ce prefectul de Mehedinți, Cristinel Pavel, a atacat în contencios administrativ hotărâre de Consiliul Județean prin care s-a aprobat bugetul anului 2020, demers care a paralizat întreaga activitate a Consiliului Județean Mehedinți. Prefectul județului Mehedinți, Cristinel Pavel, a atacat în instanța de contencios administrativ hotărârea numărul 18 din 18-a 2020 a Consiliului Județean Mehedinți privind aprobarea bugetului propriu al județului. În urma exercitării controlului legalității actelor administrative, prefectul județului Mehedinți a constatat faptul că această hotărâre a fost adoptată netemeinic, nelegal și fără a ține seama de exigențele asigurării cheltuielilor de funcționare a subordonatelor Consiliului Județean Mehedinți. Se arată într-un comunicat de presă postat pe pagina oficială de Facebook a prefecturii. Cu alte cuvinte, prefectul nu este mulțumit de cum a direcționat Aladin Georgescu banii, așa că a acționat în instanță bugetul Consiliului Județean, un atribut pe care legea nu îl conferă lui Pavel, acesta putând executa doar controlul de legalitate. Ca urmare a demersului care miroase abuz în serviciu al prefectului, nu doar salariile angajaților sunt blocate, ci și toate investițiile din județ. Practic, după atacarea în contencios administrativ a bugetului, sunt blocate investițiile pe bugetul propriu, cum ar fi, spre exemplu, reabilitarea policlinicii din Strehaia și a spitalului din Vânju Mare, investițiile din fonduri europene în număr de 21 pentru care fuseseră alocate cote de cofinanțare și alte sume pentru cheltuieli neelegibile. Totodată, nu se pot face plăți pentru cheltuieli materiale și salarii ale angajaților aparatului administrativ și instituțiilor din subordine. A precizat Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți. Acesta acuză demersuri politicianiste despre care spune că ar fi stat la baza deciziei de atacare a hotărârii de Consiliul Județean prin care s-a aprobat bugetul anului 2020, decizie care a condus la un blocaj total la nivelul instituției pe care o conduce. Adevăratul vinovat pentru această situație pare să fie, în opinia lui Aladin Georgescu, nimeni altcineva decât președintele PNL Mehedinți, Virgil Popescu. Profitând și de poziția de ministru, acesta și-a instalat finul în funcția de prefect, iar acum îi impune acestuia ce decizii dorește să fie luate. Domnule Virgil Popescu, e în regulă că vreți să candidați la președinția Consiliului Județean, dar vă avertizez că nu așa vă faceți campanie. Ați instalat în fruntea instituțiilor statului un grup de interese format din neamuri și obedienți pe care îi folosiți pentru a vă satisface propriile interese electorale. Renunțați la aceste demersuri pe spatele mehedințenilor, domnule Popescu, și haideți să intrăm într-o campanie decentă în care să le spunem oamenilor ce am făcut pentru ei sau măcar am încercat. Este pentru prima dată în istoria instituției când bugetul județului Mehedinți este atacat. Pe lângă faptul că sunt blocate plățile de salarii și investițiile, din cauza acestui demers, nu se pot aloca bani pentru gestionarea alertei de coronavirus. Când Comisia Europeană a schimbat nivelul de risc privind coronavirusul în Uniunea Europeană de la moderat la ridicat, ar fi trebuit alocate fonduri pentru refacerea stocurilor de materiale de protecție și dezinfectanți la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta, Turnu Severin și amenajarea unor spații speciale pentru tratarea eventualelor cazuri.